care este cea mai prețioasă virtute pe care un om o poate avea în această viață. Răbdarea. Răbdarea este stâlpul adevărului și al iubirii. Pentru că nu poți să ai răbdare cu un om decât dacă îl iubești și nu poți să ai răbdare cu tine decât dacă te cunoști cu adevărat. Răbdarea nu se referă la resemnare, nu se referă la renunțare și nici la pasivitate. Răbdarea se referă la o credință în ceea ce construiești tu astăzi, care este mai puternică decât toate dificultățile și obstacolele pe care le întâmpini. Să ai răbdare cu cine devii este cea mai frumoasă dovadă că ai înțeles ceva din existența ta de până acum. Răbdarea cu ceilalți nu o poți avea cu adevărat decât atunci când ai învățat să iubești și ai învățat să nu mai numeri zilele sau anii din viața ta cu frică, ci cu detașare. Răbdare înseamnă atunci când ești păcălit sau manipulat de cineva să nu încerci să te răspunzi, dar nici să rămâi acolo, ci să ai răbdare cu tine, să vezi ce simți tu în acel moment, care sunt soluțiile care pot apărea și mai ales răbdare înseamnă să nu te grăbești să judeci, să pui etichete, să disperi. Un moment de răbdare cu tine îți poate da niște răspunsuri pe care poate le-ai căutat ani de zile. Și acea răbdare are întotdeauna în ea credință. Tu poți să ai răbdare așa cum pământul acesta ne rabdă pe toți, așa cum un om care iubește are răbdare cu slăbiciunile celuilalt. Tu poți să ai răbdare pentru că înțelegi că doar ceea ce se construiește cu efort, cu adevăr și cu iubire există cu adevărat. Starea de nerăbdare, de agitație, este una lipsită de putere. Pentru că puterea adevărată înseamnă încredere în fiecare clipă în care poate celor din jur li se pare că tu nu faci ceea ce trebuie, că nu ești cine ar trebui să fii, dar dacă tu ai răbdare cu tine și îți acorzi acel timp, vei descoperi că toate eforturile tale sunt răsplătite și răbdarea te ajută să nu pierzi capătul drumului niciodată și să știi că la orice capăt există o nouă deschidere pe care trebuie doar să ai răbdare să o vezi. Răbdarea este cea care sprijină iubirea, pentru că așa cum iubirea știe să aibă răbdare, nimeni nu o poate face și nimic pe lumea asta. Dar în același timp, răbdarea are în ea o putere pe care graba nu ar putea vreodată să o aibă. Pentru că răbdarea nu doar îndură, dar ea se călește. Ea știe cum să te facă pe tine omul la care a poposit. Să nu renunți niciodată. Nu pentru că e ușor ce trăiești acum, ci pentru că dacă ai răbdare, vei putea găsi tot ceea ce ai nevoie, nici mai devreme, nici mai târziu, de momentul acela când răbdarea ta a născut în tine o înțelegere mai presus de durerea cu care te-ai confruntat cât ai avut răbdare. Și ce simplu ar fi dacă am avea răbdare cu toate neputințele noastre, cu tot ce nu înțelegem, cu tot ce ne doare astăzi, și am lăsa
acea stare să vedem unde ne duce și ne-am lăsat chiar pe noi înșine să experimentăm viața așa cum este ea și să nu mai grăbim viața, trăirea, iubirea, ci pur și simplu să trăim viața ca pe un miracol pe care cu adevărat îl descoperim pentru prima dată în fiecare zi când deschidem ochii. Și răbdarea este cea mai mare virtute, pentru că ea îl învață pe om să creadă în ceea ce încă nu este, dar ceea ce a fost mereu acolo, și anume sufletul lui. Și mai mult, răbdarea îl pune pe suflet în tot ceea ce divinitatea a rânduit să se petreacă pe pământ, de foarte multe ori fără ca mintea omului să înțeleagă ceva despre asta. Pentru că răbdarea este doar a sufletului. Mintea vrea mereu, mai mult, mai repede, mai altfel. Dar sufletul nu se grăbește nicăieri, pentru că el nu are timp, el știe că este etern. Și atunci, de ce nu ar avea răbdare? Și atunci când avem răbdare, intrăm într-o dimensiune dincolo de spațiu și timp, acolo unde sufletul își cunoaște atât de bine locul. Și mai mult, te învață și pe tine, omul care are răbdare, să își găsească locul. De aceea, uneori, a avea răbdare înseamnă să primești răspunsuri, să te vindeci și mai ales să construiești ceva care mai târziu va fi adăpostul tău. Adăposturile, la fel ca oamenii, nu se construiesc peste noapte. Ele se fac din credință și iubire, care ajung să fie cultivate cu multă răbdare. Și mai apoi rodul lor este bucuria ta de a regăsi în tine cel care altă dată nu avea răbdare, tot ceea ce tu credeai că ai pierdut, că a fost un zadar, că te-a durut. Și acolo, în acea răbdare, înțelegi că ai făcut foarte bine să te crezi pe simțire, pe cuvânt, pe trăire. Și că da, astăzi ești aici pentru că ai avut răbdare cu oamenii pe care iubești, cu tine, cu viața, cu tot. Și pentru că nu ai răspuns tu înaintea vieții. Dacă avem răbdare și lăsăm viața să ne răspundă și nu ne apucăm noi să răspundem în locul ei, ajungem să descoperim acea stare de armonie și de echilibru pe care de foarte multe ori am găsit-o dacă nu ne-am grăbit să fim cine nu suntem sau să demonstrăm ceea ce oricum nu poate fi demonstrat. Pentru că sufletul nu se arată, ci se simte. Și în clipa în care există în noi această putere de a accepta totul, de a înțelege că nimic din ceea ce este cu adevărat prețios nu se întâmplă și nu se clădește peste noapte, atunci putem și să vedem care sunt lucrurile cu care nu trebuie să avem răbdare. Putem vedea toate situațiile unde răbdarea nu este soluția. Dar chiar și acolo trebuie să lași tot ceea ce ți se întâmplă în această viață să nu fie ceva ce tu forțezi, ceva ce tu te lupți să creezi în mod artificial, pentru că apoi ești dușmanul tău și lupți contra ta. Și până la urmă, nu poți avea răbdare cu un om pe care nu-l iubești, iar dacă tu nu te iubești pe tine, niciodată nu vei ști cum să te aștepți tu pe tine, cum să aștepți să crești, să iubești, să te vindeci, dar mai ales să fii exact cine ai tu nevoie să devii. Și devenirea întotdeauna se întâmplă numai dacă ai mai multă sau mai puțină răbdare.